Neața. Ce ne-au pregătit astrele astăzi, domnule Remus? Am auzit că o zodie va primi un cadou neașteptat. Se prea poate, bineînțeles. Și apropo de spectacol, cine știe cum a fost el pus într-o perioadă minunată. Suntem în perioada cu o lună nouă în semnul peștilor. Irism, emoții, sentimentalism, visare. Avem nevoie, sufletul nostru are nevoie de visare, de vorbe bune, de rugăciune. Iată ce anunță astăzi pentru cele 12 zodii. Perbec. Întârzie vești, se amână decizii care se iau la un nivel superior. Iar suspansul se poate prelungi până săptămâna viitoare. Bucurie însă pentru o veste de departe sau de la cineva pe care vă pregătea să-l dați dispărut din viața voastră. Taur. Va trebui să vă asigurați că aveți la îndemână toate datele, înainte de a lua o decizie sau de a face un anunț. Un telefon neașteptat. Încearcă cineva să îndulcească relația cu voi sau să vă ceară o favoare, un sfat. Gemeni. Veți fi cumva în atenția celorlalți. Vorbele voastre sunt cântărite și este bine să evitați situațiile care lasă loc interpretărilor. S-ar putea termina o perioadă mai tensionată în relația de cuplu. Vă gândiți apoi să sărbătoriți o împăcare, un nou început. Rac. Speranțe deosebite. Visați frumos și se pare că vă întemeiați speranțe pe rezultatele voastre, obținute recent și constatate printr-un document oficial. Se las convinsă ființa iubită de insistențele sau de argumentele voastre și faceți rezervare sau chiar vă pregătiți bagajele. Leu. V-ați dori să încheiați niște conturi cu un partener de afaceri, însă este posibil să vi se propună un schimb sau cine știe ce altă combinație. Ar putea fi cu noroc un drum pe care vă gândiți să-l faceți, o invitație pe care o primiți. Relaxare, socializare, practicați sportul preferat. Fecioară, un moment de derută. Observați o atitudine cu care nu erați obișnuiți, din partea cuiva apropiat sau chiar a partenerului de viață. Și vă va lua ceva timp să vă dați seama ce anume a determinat această schimbare. Nu aveți însă nevoie de calcule laborioase ca să vă dați seama dacă oferta care vi se prezintă este fezabilă. Balanță. Acum s-ar putea vedea dacă faceți echipă cu persoana potrivită sau dacă nu cumva ar trebui să mai puneți la punct niște lucruri. Vă contactează cineva pentru asociere, stabiliți o întâlnire pentru săptămâna viitoare și începeți să vă faceți calcule. Scorpion. Starea voastră sau o mână întinsă în semn de acceptare sau de împăcare ar putea aduce o schimbare în relație. Într-o perioadă aglomerată pentru voi, copiii previn pe primul loc în atenția voastră prin solicitări neașteptate sau prin rezultatele cu care se mândresc. Săgetător, vă bucurați să vă trageți sufletul și să faceți un bilanț, parțial măcar, să trageți concluzii și să vedeți ce se poate face pe viitor. S-ar putea anunța o vizită într-una din aceste zile și deja începeți să vă gândiți la pregătiri, dar și la bucuria revederii. Capricorn. Simțiți poate că a sosit momentul să vă schimbați mașina sau poate că aveți nevoie de un telefon mai performant ca să țineți pasul cu evenimentele. Vă gândiți să lăsați pe altă dată chestiuni care nu sunt urgente la urma urmei și să petreceți sfârșitul de săptămână la rude sau undeva la drum. Vărsător, tentații mari sau poate chiar găsiți o ofertă avantajoasă la un articol de mare interes pentru voi. Merită însă să verificați dacă specificațiile produsului corespund într-adevăr nevoilor voastre, ca să nu fiți nevoiți să mai faceți un drum. Pești. O perioadă specială pentru voi, mai ales în plan personal și sentimental. O surpriză plăcută, un cadou, o invitație pentru acest sfârșit de săptămână, scuze care vi se prezintă, tot felul de lucruri care vă merg drept la inimă. Să avem o zi bună! Mulțumim foarte mult, domnule Remus! Așa să fie, să avem o zi excelentă, nu de altă, dar intrăm rapid și pe spainews.ro, acolo unde și în această dimineață ne pregătiți horoscopul complet al zilei, așadar intrați chiar acum pentru a afla ce decizii trebuie să luați pentru un weekend reușit. Mergem mai departe!